Mamă, 8 ani? 8 ani! Aoleu, sezonul 8, frate, Doamne, iartă-mă! Atât de mult a trecut? Am îmbătrânit. La 8 ani eram... greu de suportat. Nimic nu s-a schimbat până acum. La 8 ani eram bestial. La 8 ani deja am început să cânt. La 8 ani făceam toate prostiile. Cântam pe la toate evenimentele importante ale orașului. Mi-am spart buza între 8 și 10 ani de vreo 3 ori. Trăgeam cu țef cu cornete pe șantierele patriei. Găseam fericire așa în lucruri mici. Într-o scorbură găsită pe undeva, în niște bețe care arătau săbii. Eram capul răutăților la mine în clasă. Tatăl meu și fratele meu aveau orchestră. Și cântau într-un restaurant, la diferite evenimente și rugam pe tata, du-mă și pe mine să cânt 2-3 piese, te rog, tata. Eram mică și tata cea nu chinui copilul, dar pentru mine nu era deloc o chinuială, îmi doream extrem de mult să merg și să cânt, să le arăt cum cânt eu. Visam să o cuceresc pe Lorenzi, fata doamnei Desideriu, care avea, bineînțeles, 16 ani și eu la asta visam în principiu. Îmi doream să am o sticlă de plastic, cum văzusem eu în reclame, să mă duc la izvor, să iau apă. Pentru cei foarte tineri, s-ar putea să nu facă sens ceea ce spun, dar noi nu aveam sticle de plastic, aveam doar sticle de sticlă. Și ele au apărut abia după 90 încolo. Simt așa că Vocea României a căpătat deja cei 7 ani de acasă și acum e gata să treacă la un nou nivel.